Survivor România se termină în această seară pentru... Pentru Alexandru Nedelcu. Alexandru Nedelcu părăsește competiția Survivor România. În această seară, Nede pleacă. Asta a fost. O minge pe care n-ai mai apărat-o, Nedel. Asta. Asta a trecut. Asta a fost drumul meu până aici. Sunt mândru de mine. Și sunt sigur că și cei de acasă sunt mândri de mine. Mi-aș fi dorit să ajung în finală. Dar dacă atâta mi-a fost scris, atât a fost să fie. Nu știu ce să mai zic, am emoții. Mă bucur că am stat aproape de până la final, mai este o zi. O să mă duc acasă la familia mea, o să-mi iau fetița în brațe, iubita în brațe, o să petrec mai mult timp cu ele. Și sunt sigur că această experiență și această aventură m-a schimbat total în bine. Iar... tot ce a fost frumos și tot ce a fost urât va rămâne în amintirea mea și de fiecare dată când îmi voi aminti de Survivor și de clipele petrecute aici, îmi voi aminti de toți colegii mei și de toți prietenii pe care mi-am făcut aici. Alexandru Nedelcu, nu doar în amintirea ta, este și în cea a celor de acasă, Nede, portar profesionist și în același timp luptător de primă linie. Ai fost din prima linie de start la Survivor România acest sezon. Ai fost cu bandana albastră. De altfel, toți trei ați rămas pe culoarea cu care ați intrat în competiție. Alexandru Nedelcu, te felicit pentru tot ce ai arătat. Și mă bucur că am avut șansa să vedem împreună măcar un decupaj din ce ai arătat aici pe nisipul fierbinte dominican. Îți doresc succes pe mai departe. Tot ceea ce vei întreprinde va sta sub semnul Survivor România, dar Survivor România se încheie pentru tine în acest consiliu. Poți părăsi consiliul în acest moment și în această etapă. Iată. Îți mulțumim pentru tot. Mergi cu bine și mergi cu inspirația pe care ai adus-o aici în competiție. Drum bun! Vă iubesc.